Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi cum folosesc eu programul de design grafic Canva.com, iar această idee de clip mi-a venit tocmai de la una dintre urmăritoarele mele pe canalul de YouTube, de la Angie Filipoiu, și îți mulțumesc tare mult, Angie, atât pentru apreciere cât și pentru sugestia clipului și sper că acest clip să se ridice la așteptările tale, mai ales pentru că ai spus că ești la început. Și m-am gândit să fac clipul exact pentru începătorii în Canva.com. Tocmai de aceasta, din întreaga selecție a programului, am selectat doar elemente care vă pot fi de folos ca începători în ale programului. Așa că, fără întârzieri, haideți să începem și să vă arăt cum fac eu ca să meditez anumite proiecte. Aceasta este interfața site-ului Canva.com odată ce vă logați. Ceea ce vreau să menționez încă de la început este că eu am un cont fără plată, un cont gratuit, lucru care ne va face să nu avem acces la absolut toate facilitățile programului, însă o să menționez pe parcurs ce puteți obține în plus în momentul în care plătiți un abonament. Acum, odată că am deschis o nouă pagină, m-aș duce în partea de dreapta sus, pentru că aici este zona în care vă începeți un proiect nou. Și în momentul în care apăsați pe Create in Design, aveți mai multe opțiuni, fie puteți căuta în bara de căutare un anumit tipar de proiect pe care vreți să-l faceți, sau vă puteți alege din lista de proiecte sugerate de către Canva. Și puteți avea postare pe Instagram, pe un story, puteți crea flyere, prezentări, logo-uri și așa mai departe. Dacă nu vreți să faceți altceva, pe YouTube, de exemplu, aș putea să-mi scriu YouTube și imediat îmi sugerează o altă listă de opțiuni pe care le pot accesa în vederea creării unui nou proiect. Acum, dacă nu vreți să selectați nimic din ceea ce vă este sugerat de către Canva, mai jos aveți opțiunea să vă deschideți un proiect în dimensiunile alese de către voi. Asta o să fac și eu. Sau puteți să importați un fișier din calculatorul vostru, de exemplu o poză, și acela să fie poza pe care veți crea proiectul mai departe. Ceea ce voi face eu, mă voi duce la Custom Size. Odată ajuns aici, vedeți că aveți două opțiuni, de lățime și de înălțime, iar de aici puteți alege în pixel, inch, milimetri sau centimetri. Întotdeauna îmi este mai ușor să aleg centimetri. Și hai să spunem că facem, nu știu, un proiect pe o formă pătrată și o să aleg 10 pe 10. Apăs pe Create New Design și automat mi se deschide o pagină albă, pagina pe care pot să încep să lucrez. Acum mă duc în partea stângă unde am bara de instrumente, toate instrumentele de pe care mă pot folosi pentru a crea un proiect și o să aleg prima opțiune, cea de elemente. Opțiune care include o gamă variată de elemente grafice, cum ar fi forme, grafice, stickere, poze, video și așa mai departe. E o opțiune foarte bună pe care o puteți folosi, dar voi reveni la ea să vă arăt ce puteți face cu opțiunea elemente. Sub opțiunea elemente avem opțiunea text, de aici vă puteți adăuga secțiune în care puteți să scrieți ceea ce vă doriți voi, după care puteți selecta fontul dorit. Mai aveți opțiunea draw, în momentul în care vreți să desenați liber cu instrumentele descrise de către Canva.com, și bineînțeles aveți și opțiunea de a vă încărca din calculator anumite poze sau video pe care să lucrați. Mai aveți opțiunea de poze și aplicațiile de care vă puteți folosi pentru diferite operațiuni pe care vreți să le faceți. Acum, fiind un tutorial pentru începători, mă voi axa pe primele părți de aici, însă dacă sunteți curios să vedeți și ce aplicații vă puteți folosi accesând în prealabil Canva.com, lăsați-mi un comentariu și pot reveni cu de-a doua a acestui clip, să spunem o parte pentru avansați. Acum, revenind la opțiunea de elemente, spuneam că putem avea diferite opțiuni, de la forme, grafice, poze și așa mai departe. Puteți căuta în bara de căutare un anumit lucru pe care vreți să îl găsiți. El automat vă generează toate categoriile disponibile.
puteți merge pe categorie și atunci vedeți cam care sunt opțiunile prezentate sau puteți să căutați voi ceva. Hai să spunem, de exemplu, că eu vreau să găsesc ceva care să aibă ca subiect o floare. Și atunci o să scriu flower și automat îmi apar o grămadă de sugestii din toate categoriile disponibile și anume grafice, poze, video, rame, chiar și audio. O să mă duc la grafice, de exemplu, să vedem care sunt toate opțiunile. Și aici vedem un prim lucru de care v-am menționat încă de la început, în momentul în care eu v-am spus că eu folosesc un cont gratuit. Există și opțiunea să plătiți un abonament lunar și atunci aveți acces la absolut tot ceea ce vă oferă Canva.com, inclusiv elemente care nu sunt disponibile unui cont gratuit. Și pentru a identifica foarte ușor, în momentul în care aveți această coroniță urmată de cuvântul Pro, acestea sunt disponibile doar pentru plătitorii de abonament. Ca neplătitori de abonament, în momentul în care selectați o astfel de imagine, credeți că automat vă vor apărea niște linii, un watermark, iar pentru a-l elimina, trebuie să plătiți o anumită sumă. Și atunci trebuie să acordați mare atenție în momentul în care vă selectați elementele, pentru că riscați, dacă nu, în momentul finalizării proiectului, să vedeți în momentul în care vreți să-l descărcați, că nu puteți să-l descărcați decât dacă plătiți. O să fac abstracție de tot ceea ce este cu coroniță și o să mă acces pe cele care sunt în mod gratuit, cum sunt cele de aici. Și fiind vorba de o floare, o să aleg această floare. Și o să vă spun cam ce opțiuni puteți face în momentul în care v-ați adăugat un element pe planșa de lucru. Puteți ajusta dimensiunea imaginii trăgând de colțuri în exterior sau în interior dacă vreți să o faceți mai mică. Puteți de asemenea să o rotiți la 360 de grade. În momentul în care o mișcați pe pânza voastră de lucru, vedeți că automat vă apar și niște linii care vă ajută oarecum să poziționați poate pe centrul paginii poza sau dacă mergeți mai jos, automat acesta este fix punctul central al paginii. E un lucru de care vă puteți folosi. Un alt lucru pe care îl puteți face este ca din opțiunea File să mergeți la Settings și aveți opțiunea Show Rulers and Guides. În momentul în care vreți să vă adăugați pur și simplu opțiunea de riglă. Iar pentru asta, din margine, trageți pur și simplu o linie și duceți-o acolo unde vreți voi. De exemplu, o duc până la 2 cm. O să-mi adaug încă o linie în jos și aceasta, să zicem, că o să ducem la 3 cm. Și să spunem că de aici aș vrea să încep să-mi creez proiectul. Liniile pe care voi le-ați adăugat aici, acestea nu vor rămâne pe proiect în momentul în care îl descărcați. Deci faceți abstracție de ele, sunt doar niște linii ajutătoare ca să vă centrați mai ușor proiectul. Dacă nu vreți să folosiți, foarte bine le puteți da înapoi și nu este nicio problemă. Dacă vreți să folosiți mai multe linii, nu știu, să zicem una la un centimetru, una o ducem la 6 cm, puteți adăuga o altă linie și o puneți la distanța dorită și același lucru puteți să-l faceți și pe orizontală. Puteți adăuga atâtea linii câte credeți că sunt necesare pentru a vă ajuta să vă încadrați toate elementele în pagina de lucru. Mai departe, acum mă duc în partea de sus, am diferite opțiuni pe care le pot selecta și anume prima este de editare a imaginii. Dacă mă duc pe ea, văd că am destul de puține opțiuni, asta pentru că am ales un desen grafic. Însă, totuși, aș putea, de exemplu, să-mi imaginez această floare, nu știu, pe un hanorac sau pe o cană. Haideți să vedem pe o cană cam cum ar arăta. Și vă puteți da seama dacă ați vrea să printați această imagine, să sublimați, de exemplu, pe o cană, cam cum ar arăta ea în final. Dacă vreți să reveniți la operațiunea anterioară, întotdeauna aveți butonul de undo sau Ctrl Z și reveniți la ceea ce ați avut înainte.
Spuneam că mai avem diferite opțiuni aici de tăiere care vă pot ajuta dacă sunteți interesați și anumite filtre. Haideți să vedem dacă unele dintre acestea funcționează pentru opțiunea noastră de tuită. E un program și dacă îl deschidem, putem avea la fel aici câteva opțiuni. Vă puteți juca puțin cu opțiunile de editare pe care vi le oferă Canva.com. Sunt puțin limitate pentru elementele grafice, însă dacă ar fi să mă duc înapoi la elemente și să spunem că mă duc din nou la flower și nu vreau grafic, vreau pur și simplu o poză și haideți să luăm această floare a soarelui. O să vedeți că în momentul în care o să fac în primul rând mai mică, în momentul în care mă duc la editare, am mult mai multe opțiuni aici. Aveți acces la anumite filtre, o să mă duc la Select All și o să vedeți cam ce puteți face de aici. Vă puteți pur și simplu juca cu filtrele pe care vi le oferă Canva.com. Dacă nu vreți filtre, vă puteți duce la anumite efecte de umbră, de exemplu. Uite, am adăugat automat o linie suplimentară, linie pe care o puteți modifica, să o faceți mai groasă sau mai subțire și automat puteți să-i dați o dimensiune 3D florii. Puteți automat să modificați și intensitatea, dacă vă doriți. Asta ține legat de umbrele pe care le puteți adăuga. La ajustare, în schimb, la fel sunt anumite lucruri pe care le puteți face dacă vreți să lucrați la luminozitate, la contrast, mai mare sau mai mic, la iluminare, la fel la umbre, la tonurile de alb, să vi le evidențieze mai mult, sau la cele de negru. De la opțiunea de culori, la fel puteți să-i dați cât de vibrante vreți fie culorile sau saturația. Dacă vreți pur și simplu să extrageți culoarea din poză sau vreți să fie și mai intensă. În momentul în care editați această poză, Canva.com vă sugerează anumite culori pe baza nuanțelor deja existente în poza alesă de voi. Și din punct de vedere al texturii, aveți aici câteva opțiuni de acuratețe, claritate, puteți vedea în momentul în care eu duc cursorul în stânga sau în dreapta, că automat și imaginea se modifică. Cam astea sunt opțiunile pe care le puteți accesa de la ajustări. Bineînțeles că mai aveți opțiunea de aici să selectați unde vreți să faceți aceste ajustări, dacă vreți să faceți ajustările pe toată imaginea sau în prim fundal sau pe fundalul din spate. A treia opțiune pe care aveți din meniul de editare a pozelor este cea de tăiere. De aici vedeți că sunt două opțiuni, opțiunea de tăiere, așa cum am spus, dar și opțiunea de delărgire, să spunem. Opțiune pe care o puteți accesa doar în momentul în care aveți un abonament plătit. Revenind la opțiunea tăiere, puteți avea opțiune, să zicem, automată, așa cum Canva consideră și el îmi spune că arată bine oricum. Însă, dacă vreți să faceți voi o anumită tăiere, vă puteți folosi fie de opțiunea Freeform și atunci voi puteți reveni de pe colțuri și să decupați opțiunea pe care vă doriți. Și atunci rămâneți cu opțiunea aceasta. Bineînțeles că puteți apoi să modificați dimensiune. Dacă vreți să alegeți o altă opțiune de pătrat, de exemplu, la mine ar trebui să fie ok pentru că deja este pe pătrat, dar puteți alege o altă formă pe alte dimensiuni. În dreptunghi pe orizontală sau pe verticală sau așa mai departe. Puteți de aici automat să și rotiți imaginea
și să faceți tăierea pe care o considerați voi și ar arăta în final cam așa. Voi reveni la poza principală și mă voi duce la următoarea opțiune, cea de flip sau de întoarcere. Aici puteți întoarce imaginea fie pe orizontală și ea pur și simplu se va pune în mod oglindă, fie o puteți întoarce pe verticală și se va întoarce cu susul în jos, să spunem. Cam astea sunt opțiunile pe care le puteți face de la flip. Mai departe aveți opțiunea info. Aici, în cazul în care nu știți exact ce fel de imagine ați selecta sau dacă vreți să specificați undeva care sunt referințele acestei imagini, accesând butonul de info, puteți vedea că este o opțiune gratuită. Acesta este numărul imaginii, dacă vreți să o căutați la bara de căutare. Vă sunt descrise cuvintele cheie pe care le puteți folosi pentru a vă genera această imagine. Dacă vreți să o puneți într-un anumit folder, la fel o puteți pune de aici, să-l selectați. Sau dacă pur și simplu vreți să o bifați ca să vă apară ca favorite, puteți folosi opțiunea de stea. Bun, cam asta este tot ceea ce vedeți la info. Mai departe aveți această opțiune de margini și de aici puteți pur și simplu să adăugați fie o margine continuă, fie discontinuă, fie cu puncte, margini pe care voi puteți să le măriți în dimensiune, să le faceți mai mari sau mai mici. La fel vă puteți folosi de opțiunea de a vă rotunji colțurile, astfel încât să ajungeți până la un rotund și să spunem că facem așa și obținem în final o nouă imagine. Pe lângă acestea, puteți avea opțiunea de animație. Iar aici, în funcție de proiectul pe care voi vreți să-l creați, aveți diferite opțiuni. Din opțiunea de basic, în momentul în care vreți să imaginea să vă gliseze, nu știu, în sus sau în lateral, în momentul în care vreți pur și simplu să-și piardă din intensitate, pentru a vă ajusta viteza cu care această animație are loc, va trebui să plătiți. Însă, făcând excepție de asta, puteți avea acces la o multitudine de alte efecte pe care le puteți folosi chiar și cu un abonament gratuit. Aici este vorba despre poză, cum se mișcă. În momentul în care vreți să dați un zoom, sunt tot felul de efecte pe care voi le puteți adăuga la imaginea creată de către voi. Dacă ați făcut tot felul de încercări și până la urmă v-ați lămurit că nu vreți să aplicați niciuna dintre ele, pur și simplu alegeți opțiunea Remove Animation. Și atunci reveniți la meniul de bază din animație și puteți încerca și alte efecte. Le puteți folosi pe acestea, însă le puteți folosi doar așa cum au fost prestabilite de către canva.com. Dacă să modificați intensitatea, atunci ar trebui să plătiți. Dar aceasta este o opțiune foarte bună în momentul în care aveți diferite proiecte, prezentări pe care vreți să le arătați. E minunat să vă folosiți și de această opțiune. Apoi, ca poziție, puteți să vă centrați imaginea în susul paginii. O să micșorez un pic din pagină. Puteți o puneți pe centru paginii, la mijloc apoi, să fie exact partea centrală, în partea de jos, la dreapta, la stânga și așa mai departe. Asta ține de aranjamentul pe care voi vreți să îl realizați în pagina creată. Mai departe aveți opțiunea de straturi aici. Și automat, în momentul în care selectați opțiunea de straturi, vă și spune că am două imagini, am două straturi de fapt, plus background-ul automat. Ce puteți face voi? Vă puteți juca cu cele două straturi cum vreți. Se spune că dacă eu am așa, automat floarea galbenă îmi vine în față. Dacă vreți să vă vină în spate, pur și simplu schimbați pozițiile din opțiunea de straturi și automat ea mi-a trecut în spatele imaginii grafice pe care am selectat-o la început.
aceasta este opțiunea de straturi și indiferent ce ați mai adăuga, vă vor apărea în opțiunea Layers toate elementele pe care voi le-ați pus. Mai departe, ce puteți face este să setați transparența pozei. Și atunci dacă mă duc, eu am deja selectată imaginea cu ferea soarelui, dacă mă duc la Transparency, vedeți că este la intensitate de 100%, însă, mișcând-o spre stânga, pot face să devină mai transparentă până își pierde din imagine complet. Așa că dacă nu vreți să fie foarte intensă și, nu știu, să fie doar undeva în fundal, pentru că vreți altceva să fie în față, puteți face aceasta de la opțiunea transparență. Eu o să las înapoi la 100% și o să mă duc la următoarea opțiune de copy style. Și în momentul în care faceți opțiunea aceasta de copy style, puteți să aplicați aceleași ajustări pe care le-ați aplicat imaginii principale și pe o altă imagine. Știți că eu am adăugat aici bordura punctată sub formă rotundă și același lucru mi s-a aplicat și aici. Dacă aș vrea să modific ceva la setările pe care le-am făcut înainte, să zicem că vreau să pun bordura în altă culoare, mă duc la această opțiune de culori, iar de aici mi-aș putea adăuga culorile dorite. Să zicem că vrem un acest violet. Acestea sunt niște culori solide, însă puteți avea și opțiunea de degradeuri. Poate nu se văd aici foarte bine, dar o să vă demonstrez cam ce puteți face și cu partea aceasta de aici. Însă dacă alegem din nou, mă duc la violet și hai să spunem că mi-aș dori ca bordurile să fie puțin mai groase și poate nu la fel de în sub formă de cerc, să spunem că le vrem așa. În momentul în care îmi selectez imaginea pe care eu mi-am făcut noile ajustări și mă duc la copy style, automat mi-am copiat toate ajustările făcute și în momentul în care îmi selectez imaginea secundară, mi se vor copia și aici ajustările pe care le-am selectat. Puteți avea culori solide, niște culori pe care vi le sugerează Canva, am spus, în funcție de nuanțele deja folosite în imaginea voastră principală. Însă aveți opțiunea și de degradeuri. Să spunem că îmi doresc această formă de degradeu și vedeți automat că am obținut un degradeu de la un albastru închis până spre un violet. Bineînțeles că vă puteți juca cu toate nuanțele prezentate aici. Dacă vreți să folosiți o anumită culoare pe care o aveți în imaginea voastră principală, ceea ce puteți face în momentul în care vă duceți la opțiunea de sus, la Document Colors, mergeți la adăugarea unei culori noi, spunem că vreți pe parte solidă și aveți această opțiune. Să spunem că aș vrea să-mi selectez acest portocaliu de aici. Odată ce l-am selectat, automat bordura mi s-a pus în nuanța selectată de către mine. Același lucru puteți să-l faceți și pentru degrade. Vă puteți alege alte culori. Vă puteți pur și simplu juca cu opțiunile pe care vi le permite Canva.com. Cam acesta este ceea ce puteți face în partea de sus. Un singur lucru mai aveți disponibil în această parte este opțiunea de a bloca. În momentul în care blocați, nu vă mai puteți atinge de imagine să o mutați sau, nu știu, să o editați. Nu puteți să mai faceți absolut nimic. Pentru a debloca, dați un dublu click pe ea și mergeți pe lacăt și atunci o puteți debloca. În momentul în care aveți o imagine selectată, mai aveți în partea de jos două opțiuni principale, cea de duplicare și cea de ștergere. Cea de duplicare înseamnă că îi faceți pur și simplu o copie identică cu poza principală, iar cea de ștergere este simplu, faceți să se șteargă. Mai aveți aici trei punctulețe pe care le puteți accesa pentru mai multe opțiuni, iar de aici o parte dintre ele deja le-am explicat, însă ceea ce mai aveți aici sunt anumite opțiuni. De exemplu, puteți lăsa un comentariu pentru poza aceasta. Și o puteți face așa și în momentul în care deschideți proiectul puteți vedea exact în momentul
în care ați selectat poza, care era comentariul pentru poza respectivă. Vă și indică în partea de sus că aveți un comentariu. Iar dacă împărtășiți acest fișier cu altcineva, poate reveni să vă lase un comentariu și puteți și voi să-l vedeți la rândul dumneavoastră. Mai departe, puteți adăuga un link imaginii. Nu știu, haideți să mergem pe Google, de exemplu, și să căutăm ceva cu floarea soarelui. Mergem direct la Wikipedia. Puteți selecta linkul de sus. Copii și mă duc din nou la proiectul meu și dacă vreau să-mi dau un link, îmi dau past la linkul copiat. Și atunci, în momentul în care selectez imaginea, văd că am și un link atașat în partea de sus, link pe care îl pot deschide și mă duce direct la pagina de Wikipedia și pot să aflu toate detaliile despre această floare. E foarte drăguț în momentul în care faceți anumite prezentări să puteți face referire la surse, de exemplu. Ok, ce mai puteți face de aici? Să setați această imagine ca un background, de exemplu, și în momentul în care selectați, vedeți că mi s-a pus pe întreaga suprafață pe care eu am setat-o ca fiind pagina de creare a proiectului. Aveți opțiunea de Apply Colors to Page și automat vi s-a pus ca fundal culoarea de bază din imaginea voastră. Cam acestea sunt opțiunile pe care le puteți face pentru elemente din partea de sus de editare. Spuneam că mai aveți acces la opțiunea de text. Aici vă puteți adăuga pur și simplu o cutie simplă de text în care vă puteți scrie ceva. Și hai să scriem floarea soarelui. El vine automat așa, la fel, puteți să-l rotiți, puteți să-l modificați poziția. Iar dacă mă uit în partea de sus, automat am alte opțiuni. În primul rând, vă puteți selecta fontul de aici și vă puteți vedea toate fonturile disponibile, iar cele care sunt cu steluță, trebuie să aveți în vedere că sunt cele pentru abonamentul cu plată. Celelalte sunt fonturile gratuite. Vă puteți alege orice alt font care este gratuit. Aveți chiar și așa o multitudine de fonturi pe care le puteți alege. Iar odată ce alegeți fonturile, vă puteți modifica, de exemplu, dimensiunile de aici, fie cu plus, fie cu minus, fie selectând direct automat de pe tastatură dimensiunea fontului. Puteți trage de margine astfel încât să vi se aranjeze textul în mod diferit. Iar la opțiunea de text color, puteți alege o culoare solidă din cele prezentate. Iar ca text, puteți alege din nou culorile solide din cele prezentate. Haideți să facem așa un test. Să punem pe un MOF și automat s-a schimbat culoarea. Aici, din câte vedeți, pentru opțiunea aceasta de text, nu am și opțiunea de degrade. Dacă la fel vreți să folosiți o nuanță aproape identică cu ceea ce aveți în imagine, faceți exact același lucru odată ce textul este selectat. Mergeți la Document Colors. Mergeți la opțiunea de Add a New Color, iar de aici vă puteți din nou selecta această pipetă și să mergeți pe culoarea pe care vreți să vă o selectați. Să zicem că vreau din nou acest portocaliu, premarou, și mi-a transformat fontul în culoarea dorită. În funcție de fontul pe care voi îl selectați, puteți avea și opțiunea de îngroșare sau de scris în mod italic sau de subliniat. Vedeți în cazul acesta, în cazul fontului pe care eu l-am ales, și aici aveți întotdeauna numele fontului, nu am cele două opțiuni disponibile. Însă dacă ar fi să adăugăm un alt text, nu știu, haideți să adăugăm un alt text de aici. Să-l punem în alt font. L-am pus pe acest font și vedeți că am și celelalte opțiuni automat disponibile. De îngroșare, de pus în mod italic, dar și de subliniat. Mai aveți și aceste opțiuni în momentul în care vreți să trageți o linie peste text sau în momentul în care vreți să transformați scrisul din litere mici
totul în litere mari, plus de aranjare în pagine. Dacă ar fi să adăugăm, de exemplu, mai punem ceva text aici și aici. Odată ce selectez textul, vedeți că am aici aranjamentul fie pe mijloc, fie la dreapta, fie la stânga. Pot adăuga bulinuțe pentru fiecare punct adăugat. Pot să măresc distanța între litere sau între rânduri. Deci vă puteți juca cu aceste opțiuni din partea asta, plus aveți opțiunea de efect. La fel și aici la efect, ca stil aveți mai multe opțiuni, să adăugați textului o umbră și o să fac puțin mai mare ca să puteți vedea. Umbră pe care puteți pur și simplu să o măriți sau să o aduceți mai aproape de textul original. Puteți ca direcție să puneți la stânga, la dreapta, în sus sau în josul textului original. Vă puteți pur și simplu juca cu această opțiune. Puteți selecta ca umbra pe care ați adăugat-o să fie mai ștearsă, mai blurată sau mai evidentă. Și la fel ca și transparență, puteți să o faceți mult mai intensă sau să-i păstrați o anumită transparență până a dispărea de tot. Totodată de aici puteți schimba nuanța umbrei, de exemplu pe această culoare, sau mergeți mai jos și vă selectați altă nuanță dorită. Textele, de asemenea, le puteți schimba ca formă, le puteți pune ca sub forma unui cerc, iar dacă mergeți mai jos, puteți selecta cât de tare vreți să fie arcuirea, până la închiderea unui cerc complet sau pur și simplu doar o ușoară arcuire. Puteți face, o să micșulez un pic și arăt, puteți face arcuirea fie în sus, fie în jos. Dacă mă duc din nou în partea aceasta de sus, mai aveți aici alte opțiuni pe care le puteți folosi. La fel, aveți tot felul de cursoare pe care le puteți folosi în cazul acesta pentru a stabili grosimea efectului. După care aveți opțiunea de animație, la fel ca și la poze, puteți adăuga anumite animații. Și vedeți-mi de cam cum ar arăta ele. Dacă nu vă doriți animație, puteți automat să o eliminați. Ca poziție, vă spuneam înainte, în momentul în care aveți mai multe straturi, că vor apărea toate straturile aici. Uite că acum i-au apărut și celelalte straturi legate de textele pe care eu le-am folosit. Ele acum nu sunt suprapuse, însă ce puteți face, dacă, să zicem, ele vin toate așa una peste alta, de aici pot să mă joc cu ele și să spunem că vreau floarea soarelui să vină peste scris. Vreau ca acest text să vină în altă parte. Vă puteți pur și simplu juca cu ele din opțiunea de straturi. În momentul în care selectați toate imaginile, aveți opțiunea de grup. Ce înseamnă asta? În momentul în care voi le grupați, puteți oricând să le mișcați pe toate și ele se vor muta exact așa cum le-ați selectat. Dacă nu, ar fi trebuit întotdeauna să dați un select all, să selectați toate elementele și apoi să le mișcați. Revin, nu trebuie să grupați cu toate. Dacă vreți să selectați, de exemplu, gruparea doar cu acest strat, floarea soarelui și, să spunem, această imagine grafică, selectați ambele straturi, ținând butonul control apăsat și le selectați pe acestea. Și atunci veți putea muta doar cele două straturi pe care voi le-ați selectat. Și celelalte sunt exact aceleași opțiuni de transparență, de copiere și de blocare. Vreau să mai explic doar opțiunea de draw, în momentul în care vă puteți aduce voi nota personală și puteți selecta una dintre opțiunile de aici și puteți scrie voi ceva sau puteți desena, să zicem că facem o inimioară. Vă puteți folosi opțiunile pentru că ele vin în diferite grosimi. Bineînțeles că le puteți modifica culoarea. Dacă nu vreți roșu și vreți, nu știu, pe mov,
puteți reveni și schimbați culoarea. Pe lângă culoare puteți modifica grosimea, mai mare sau mai mică. Și atunci puteți face și o inimioară foarte subțire. Același lucru valabil și în acest caz. Și dacă nu vreți să mai țineți ceva de aici și vreți să ștergeți, pur și simplu selectați cuma de șters și dați click pe opțiunea pe care vreți să o ștergeți. Iar de aici puteți selecta desenul pe care l-ați făcut și îl puteți muta în altă parte, de exemplu. Cam asta este și cu opțiunea Draw. Dacă voi vă doriți ca acest proiect, de exemplu, să-l realizați pe mai multe pagini și să fie identic, ceea ce puteți face este să mergeți în partea de sus a paginii pe care voi ați creat-o și pe alegeți opțiunea de Duplicate Page. Astfel, veți avea două pagini identice, iar dacă vreți să adăugați o altă pagină albă pentru care vreți să începeți un nou proiect, mergeți la Add Page și vi se va adăuga încă o pagină albă, așa cum ați avut inițial. Bineînțeles că dacă vreți să ștergeți o anumită pagină, să spunem că vrem să o ștergem pe cea pe care am realizat-o ca și duplicat, putem alege opțiunea Delete Page și atunci mi se șterge. Dacă vreau, de exemplu, ca prima pagină să fie albă și apoi cea cu proiectul meu, am opțiunea de a muta pagina în sus și ea îmi va trece ca pagină principală, iar cealaltă îmi va rămâne ca pagină secundară. Un lucru aș vrea să vă mai arăt pe care am uitat să vi-l prezint și este foarte interesant, este că în opțiunea de elemente, pe lângă grafice și poze și video, spuneam că aveți această opțiune de frames sau rame. Și o să merg la Select All, să dăm care sunt toate opțiunile și o să-mi aleg, de exemplu, această imagine. Mă duc la foto, că aici am găsit cea cu floarea soarelui. Dacă eu vreau să selectez poza și să o pun, mi se va pune automat în rama pe care eu am selectat-o. Să-mi aleg altă ramă, să vedeți cam ce puteți face. Nu știu, o să alegem această ramă, de exemplu. Aceasta o să șterg. Să spunem că am această ramă și în interiorul ei, nu știu, vreau să punem un peisaj cu flori. Dar mă duc la opțiunea de foto și vreau să-mi aleg altceva. O să vreau să iau această opțiune, de exemplu. Dacă o iau și o pun, vedeți că automat imaginea pe care eu am selectat-o mi s-a transformat în forma ramei pe care eu am pus-o pe pagina de lucru. Foarte interesant de făcut asta, mai ales că vă puteți crea proiecte, de exemplu, dacă mă duc la opțiunea de frames, să vedem dacă îmi scrie aici number frames. Aveți aceste opțiuni. O să șterg aceasta și, de exemplu, punem numărul 5. Iar dacă îmi pun acum o poză, puteți să alegem aceasta, se vor pune așa sau așa. Cam astea sunt cele mai importante lucruri pe care cred că vi le pot spune legate de opțiunea elemente, text și draw. Un lucru pe care vi-l mai pot spune e că aveți și opțiunea de uploads. De la această opțiune vă puteți încărca ceea ce aveți voi în calculator și vă puteți selecta fie imagini, fie video, fie audio. În funcție de acestea puteți merge în calculatorul vostru să le încărcați. Și automat imaginea din calculator o pot transpune în zona mea de lucru și pot face modificările necesare. Odată ce ați terminat de făcut proiectul și vreți să-l descărcați, mergeți la opțiunea de share, iar de aici aveți mai multe opțiuni. Odată vă puteți crea un link al proiectului, link pe care voi puteți să-l share-uiți cu oricine altcineva și acesta îl poate accesa și vă poate vedea proiectul. Însă dacă vreți pur și simplu să vă descărcați proiectul pentru a fi printat, de exemplu, mergeți la opțiunea de download, iar aici aveți la fel mai multe opțiuni în funcție de elementele pe care voi le-ați adăugat pe proiect. Și aveți opțiunea de MP4 dacă aveți videouri,
aveți opțiunea de JPG, PNG, PDF standard, PDF print. Dacă știți că e ceva ce trebuie printat, eu vă recomand să le descărcați în format PDF print, pentru că este cea mai bună rezoluție pentru a fi printat. Și cu asta am ajuns la sfârșitul tutorialului pentru Canva pentru începători și sper că ați găsit informațiile pe care vi le-am prezentat ca fiind utile. Dacă acest tutorial v-a fost de folos, eu vă încurajez să-l distribuiți astfel încât să ajungă și la alte persoane care poate vor să înțeleagă cum să folosească acest program. Și închei aici cu o promisiune că ne vedem data viitoare cu un alt tutorial, poate la fel de plin de informații. Iar dacă aveți voi o sugestie despre ceea ce vreți să vedeți la mine pe canal, vă încurajez să lăsați un comentariu pentru că le citesc și, așa cum ați văzut și tutorialul acesta, țin cont de părerile voastre. Vă mulțumesc și pe data viitoare!